copilul. Da, dar probabil că, nu știu, este foarte greu să verbalizez pentru mine faptul că tatălui lui nu-i pasă, înțelegi? E foarte greu să verbalizez că pentru pasă? Că... Păi nu știu, ai 3 copii. Ai putea să-ți lași copilul să trăiască din mila țării în timp ce tu te plimbi în cele mai scumpe mașini și copilul tău să trăiască din mila țării, să nu știu dacă are bani de medicamente, să nu știu dacă are unde să stea, dacă are un acoperiș deasupra capului, dacă și-a luat medicamentele astea sau dacă a avut ce să mănânce? Dar crezi că dacă copilul era sănătos, adică sănătos în sensul să nu aibă aceste nevoi speciale, crezi că tatăl lui se mai purta așa? Nu. Crezi că este rușine cu copilul lui? Asta este îngrozitor. Da, pentru că el mai are încă 2 copii, tot băieți, de care este foarte mândru. Și nu vrea să-și asume că acest copil este al lui? El a fost un om și este un om de succes și un om foarte inteligent, care în tot ce a făcut în viața lui a fost un succes. El n-a cunoscut eșecul niciodată. Și lui se pare că acesta este un eșec? Cumva, asta mi-a spus toată lumea, că pentru el acest copil este un eșec personal. Iar el, care nu a avut niciun eșec în viața lui și tot ce a dorit a țintit. Poate acest copil era tocmai lecția pe care el trebuia să o... Pentru mine, acest copil este exact lecția pe care am primit-o de la viață, să mă schimb la 180 de grade și să-mi schimb ierarhia și principiile și să văd viața cu alții. Știu că tu povesteai că erai o tipă care ieșea în cluburi, care își făcea manicura la 2 zile, care era tot timpul îmbrăcată cu cele mai scumpe, cu cele mai scumpe haine, cu cele mai frumoase genți, cu ultimul trend de haine de la casa de modă. Era o tipă care ziua dormea și noaptea petrecea. Munceam noaptea. Sau muncea. E noaptea în ziua în care a venit copilul tău pe lume și când ai văzut câtă nevoie are de tine, tu te-ai schimbat la 180 de grade. Da, pentru că eu am simțit că Davis a venit pe pământul ăsta ca să fie profesorul meu și că de fapt în viața asta nu eu i-am dat lui viață, ci el mi-a dat lui viață. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă când există astfel de cazuri. Frustrarea și durerea mea este că tatăl lui nu poate să vadă și nu are capacitatea să vadă ce copil minunat e copilul. Ce-ar fi pentru un milionar? Nici măcar să nu se uite. El să dea doar o dispoziție contabilului în care să spună pe lună 1000 de euro îi dai la o masă, la un restaurant scump în Paris, cred că dai mai mult dacă lași și bacșiș, da? 1000 de euro să meargă pe lună. Nu sunt 1000 de euro, sunt mai puțin de 1000 de euro. Mai puțin. Eu am pus 1000 ca să sune așa, ca la milionar, și sună mai frumos rotund 1000 de euro. Da, după aceea îmi spunea că cer prea mult 1000 de euro, că nu se poate. Adică nici să nu mai știi de ei, lasă-i acolo și să meargă constant. Cum se duc ratele în bancă, nici nu te mai întreabă, ți le iau direct din cont. Pentru el era nimic, pentru tine era supraviețuirea. Dar eu te întreb altceva. Cât costă onorariul avocatului domnului miliardar față de pensia pe care ar fi putut să o plătească copilului, care este bolnav, atestat de toate, pentru că el în continuu îmi spune că copilul nu are nimic și este sănătos. Copilul are 10 de certificate care atestă, are test genetic făcut. Da, copilul este bine acum, dar și de ce este bine acum? Pentru că eu sunt sclav ca să fie el bine. Pentru că eu lupt ca să fie el bine, eu lupt ca să mai trăiască încă o zi în care să fie bine fără criză. Eu am înțeles că tu ți-ai vândut oricum toate bijuteriile ca să mai puteți să trăiți. Da, ca să poți să am bani de facturi și de medicamentele lui. Mi se pare îngrozitor. Și fiți atenți, nu vorbim de cazuri sociale, da? Deci nu vorbim de oameni care știți că au venit aici, care au rămas fără case, care au rămas iarna desculți. Nu, vorbim despre cealaltă lume, de lumea bună, de high class. Vorbim despre milionarii de top ai țării, cel puțin așa au fost declarați acum câțiva ani, și care, iată, și șantajează, pentru că asta spui tu, da? Te șantajează. Tot ce spun eu sunt scrise în mail-uri. Eu nu vorbesc nimic fără să pot să probez. Să semnezi acte în fals, cum că nu ești tu însoțitorul și tutorele copilului cu handicap, ci tatăl este, tocmai ca el să fie scutit de impozite. De impozitul acasă, da. Dar știi ce voiam să te întreb? Ascult. Ai zis mai devreme că ai făcut multe sacrificii și a fost conceput copilul prin... tratament. Nu ați făcut analize genetice înainte pentru că... dar pentru sindromul Dravet. Sindromul Dravet este o boală foarte rară. Da, este într-adevăr. N-au fost. Se face. Am înțeles. Adică există varianta să faci un test când ești însărcinată, dar nu în România. Am înțeles. Trebuie să știi de boală ca să... Știți, doamna psiholog, e ca și cum, nici măcar nu știai că există boala, dar aminte să mai faci și teste să vezi dacă e posibil. Într-adevăr, este o boală cum ceva, dacă aș fi știut că este bolnav, nu l-aș fi omorât. Absolut. Deci tot este vorba așa ca să se știe dacă se pot face aceste teste la noi, dar trebuie pentru că sunt fel și fel de clinici. N-ai cum. Este o boală care apare la unul din 20.000 de copii. N-ai de unde să știi. Trebuie să ai o suspiciune, ceva care să te ducă să-ți faci test. Este o boală care presupune să stai lângă copil și ca să înțelegi prin ce trece duce copilul respectiv, trebuie să fii lângă el. Ori dacă tata nu este lângă el, sigur că privindu-l din afară, ce are copilul, nu are nimic. Dar nu vede exact. Nu mai vorbim despre modul în care societatea se raportează la acești copii. Nu mai zic statul, că statul oricum nu face nimic. Noi pe parte de asistență socială suntem la zero. Că acești copii, odată că societatea îi respinge, că lor îi se pare, dacă nu ești ca noi și nu știi să spui poezii și dacă nu ești normal, că eu nebunesc cu termenul de normal, deci nu, dacă normal, nu ești ca noi, tipic. Da, înseamnă că ei ai niște probleme să nu se joace, să nu se atingă cu copiii mei, să nu intre nimeni în vorbă. Cu toate că norma nu e stabilită, cine stabilește ce este normalitate? Este tipic, să spun copii tipici și copii special, nu normal și handicapați. Adică norma nu știu cine o dă, de poate să pună eticheta normal. Programul de spălat de la mașina de spălat. Oamenii. Și atunci nu vorbim despre odată lupta pe care o are părintele față de societatea care de multe ori respinge, copiii de la grădiniță, de la școală, care oricum știu că au, sunt răi în acest sens, răutăcioși, de aruncă cu cuvinte, de bullying-ul acesta care se întâmplă. Am asistat la... Vorbim de greutățile pe care o mamă trebuie să le... Gândește că nu avem medicație, gândește că este o boală necunoscută, că foarte mulți medici în continuare nu știu despre boala asta, iar noi, asociația mea, asta face, aduce medici din străinătate care pregătesc medici. În continuare nu știu să gestioneze din punct de vedere emoțional și comportamentul copilului trebuie cumva asistat, dirijat. Poate că mama, sunt convinsă că ai citit foarte multe și te-ai documentat astfel încât să... Acum m-am apucat de drept. Am terminat cât de învățat genetică și neurologie pediatrică, acum m-am apucat să învăț dreptul. Spune-mi, te rog, care e situația în momentul acesta? Tu ai câștigat ce? Eu am câștigat ordonanța. Adică tu trebuie să le execuți pentru pensia alimentară. Eu trebuia să le execut din 1 octombrie. Doar că ați făcut acest pact și l-ai lăsat. Nu am făcut pactul, că dacă făceam pactul, nu mai eram aici. Ai crezut tu că se va face acest pact? Eu am dat nenumărate șanse să intre mintea la cap. M-am gândit că poate testele astea de paternitate trezesc în el o fărâmă de empatie sau de sentiment patern și că nu pot să-ți lași copilul ca pe ultimul câine, că eu nici câini nu mi-i abandonez. Și am tot sperat că în al 12-lea ceas o să se întâmple o minune pentru copilul meu și întotdeauna părinții mei m-au învățat că dacă îți dorești ceva de Crăciun se îndeplinește și am sperat că asta să fie minunea, dacă întotdeauna am cerut ca minunea să fie să se facă copilul meu bine. Nu o să se facă bine niciodată. Copilul tău cât ar trebui să trăiască? Iartă-mă că te întreb atât de pragmatic. Dar ce spun doctorii? Este o boală foarte rară, există riscul de sudepsa, de neanexpectic de tine epilepsică, adică să se culce lângă tine să nu se mai trezească, care la epilepsie este de 50%, iar la Dravet este de peste 70%. Doamne, cum trăiești tu oare în fiecare zi și în fiecare noapte? Trăiesc fiecare zi. Nu fac planul pentru mâine. Asta trăiesc fiecare zi ca și cum ar putea fi ultima. Asta e speranța, asta e ancora ei. Trăiesc și mă bucur de fiecare zi. Adică acum de-abia aștept să ajung acasă să mi le iau în brațe să-i dau vestea cea bună. Pentru că vestea cea bună este că doar ce m-a anunțat avocata mea că am câștigat procesul azi. Doamne ajută! Doamne ajută! Este a doua mămică pe ziua de astăzi. Și mâine îl voi executa silit. L-am iertat atâtea luni în care el și-a făcut petreceri și n-a dus lipsă de nimic. Luni în care eu am trăit cu banii pe care am adunat din donații de la oamenii de pe Facebook, de la avocata mea. Iar acum am câștigat și nu mai cerșesc. Bine, am câștigat o donanță care este provizorie pentru că am început procesul de fond, unde o să fie mult mai greu, dar acest proces poate să dureze foarte mult. Iar el, până se va termina procesul de fond care va calcula cuantumul copilului, cuantumul pensiei, va fi obligat să plătească 4.500 de RON. 4.500 pentru că pentru iar eu voi putea să-i fac Crăciunul și ziua copilului meu, tu îți dai seama ce înseamnă asta pentru mine. Deci eu pot să-i fac brad, pot să vină Moș Crăciun și pot să-i fac ziua copilului meu. Mamă, este îngrozitor. A doua mămică pe ziua de astăzi pe care o văd în lacrimi pentru copilul său. Un alt caz, o mămică cu un copil cu autism care la fel se zbate niște nevoi și spunea nu mai pot, nu mai suport, nu am cui să cer ajutorul și așa mai departe. Nu există, nu mai pot. Nu există, pentru că într-o zi poți să admiți, să ai toleranță că nu mai poți, dar aceeași speranță te încarcă ca să mergi mai departe. Copilul meu a fost de 2 ori în comă. nici o secundă cât a fost în comă am spus că nu mai pot. Întotdeauna am spus că dacă el poate, eu nu am nicio scuză să nu pot. Pentru că greul duce el, nu eu. Eu nu te mai întreb pe tine de viața ta personală, nu te mai întreb de... Viața mea personală, uite, m-a întrebat colega ta de ce nu-mi refac viața. Și am spus că ca să-ți refaci viața însemna că viața ta este stricată. Ori viața mea este minunată și nu trebuie să refac nimic la ea, pentru că am tot ce-mi doresc. La modul sentimental, să cunoști un alt bărbat, să fie încă un sprijin pentru tine. Bărbatul vieții mele este Davis. Nu-mi trebuie nimeni și nimic mai mult de atâta. Dacă eu pot să ofer lui tot ce-și dorește și i-am promis că dacă vom câștiga procesul, pot să-l duc la film și să sărbătorim. Da. Și mâine asta voi face cu el. Ce spune el vorbind despre tatălui? Nu știe foarte multe. Nu... De-aia nici n-am acceptat să filmăm la mine acasă, pentru că nu le expun și nu știe foarte multe. Știe mă referam dacă întreabă, dacă îl vrea, dacă... Nu-l mai vrea, pentru că a fost destul de supărat, pentru că s-a folosit de el și l-a luat înainte să... Nu l-a văzut din luna decembrie, l-a văzut direct la testul de paternitate, unde l-a ignorat total, după care a vrut să-l ia înainte de apelul acela care s-a judecat fără să știm noi. Eu, de bună credință, am zis că i-a venit mintea la cap și m-am bucurat să-i dau copilul, dar Davis n-a vrut să se ducă și m-am rugat de el să se ducă la tatălui, să-i mai dea o singură șansă, după care el l-a fotografiat, l-a filmat, l-a adus acasă și cu fotografiile și filmulețele alea s-a dus la proces și... a câștigat apelul. Ca să arate că ce? Că e un copil care nu are probleme? Că este interesat de soarta copilului, probabil. Nu știu, că n-am fost prezentă la proces. Nu pot să zic, nu s-a gândit la ce simte copilul, că este respins, că această supărare și refuz de a vorbi despre tată, de fapt, nu este o detașare, ci este o suferință. Face terapie la psiholog și, atunci... și asta l-ajută foarte tare. Te rog să mă lași, să-i mulțumesc încă o dată avocatei mele pentru tot ce face, pentru că să te pui cu un miliardar, să ai curaj să lupți cu un miliardar care are atâtea posibilități și tu să lupți atât de mult pentru copilul ăsta care este, ea are 2 băieți, Luciana și Marco, și acum are 3 băieți de când ne are pe noi, pentru că ne-a adoptat așa la pachet și este omul care a crezut în mine și a luptat pentru mine cum n-a făcut-o decât familia mea în viața asta. Draga mea, vreau să spun că m-a emoționat până la lacrimi și sunt convinsă că nimeni și nimic nu poate învinge puterea asta pe care are o mamă și iubirea pe care are o mamă pentru copilul ei și sunt convinsă că lucrurile se vor schimba în bine și că pentru asta trebuie să mai schimb o lege. Exact. Următoarea lege pe care îmi doresc să o schimb este legea din justiție, care spune că tații trebuie să plătească raportat la venitul lunar. Asta este o lege pe care îmi propun să o schimb. Mulțumim tare mult și îți doresc mult succes și chiar din suflet îți doresc să-ți meargă bine și să te văd zâmbind tot timpul pe tine. Mulțumesc frumos! Vreau să vă spun că